trupuri de invidiat și tonifiate, fetele de pe faleza cazinoului care făceau fitness ne-au povestit secretele siluetei perfecte. Să elimin complet zahărul pentru o perioadă, nu prea consum dulciuri, decât o dată pe săptămână sau la două săptămâni. Cât mai sănătos, fără prăjeli, fără fast food, fără sucuri, sucuri aproape niciodată, foarte rar. Ce să mănânc? Grătare cu salate, pește, picăței. Ce mănâncă o domnișoară să se mențină așa? Aproape orice, fără prăjeli, fără pâine, orez integral, paste la fel, pește, piept de pui mai rar, că nu prea-mi place carnea, și în rest fructe și legume. Pizza mănânci? Mai rar, dar mănânc. Însă un corp sănătos și perfect se păstrează cu multă muncă. Pe lângă un regim bine pus la punct, trebuie făcută și mișcare. Este o, cum să zic, o călătorie continuă pentru modelarea corpului, deci nu pot să-l modelez și să-l lași așa pur și simplu. Mai bine de 3-4 luni, în funcție de cum este, în ce condiție fizică se află domnișoara respectivă. Dar eu sincer cred că după un an de zile de sport, atunci ajungi să vezi rezultate cu adevărat rezultatele așteptate. Fără dietă nu se poate. Păi dai jos pe parte și pui pe alta, adică... Ce nu mănânc? Dulciuri. Dulciuri, da. Dulciurile sunt păcătoase. Și cum e viața fără dulciuri? La început e greu. La început e greu, dar după aceea te obișnuiești, adică nu mai cere corpul. E bine. Întotdeauna atrage un pic mai mult din cauza că e dansuri. În momentul în care tu ascultă o muzică care este foarte, cum se spun, bien movida, să spun așa, cu multe mișcare, multe instrumente și mai degrabă latina, că e acum ultimii wow de modă acum, e Despacito și mai degrabă, oamenii vrei și le place asta. Plus, fara că este calorie, la fel se desestresează 100%. Instructorii știu mii de trucuri prin care să vă facă să iubiți sportul și mișcarea. Unul dintre ele este dansul și de aceea Zumba câștigă tot mai mult teren pe tărâmul fitness-ului.